Vă salut dragii mei, bine v-am găsit. Astăzi facem un, realizăm un nou proiect, presa mea tâmpă, așa se va numi, unde vom lua, la, vom lua un pic în derâdere ceea ce vedem noi în presa noastră de, de zi cu zi, pentru că această presă cumva ne face viața, cumva ne marchează ideile. Și mulți oameni sunt atenți la, la presă, la ceea ce scrie presă. Și dacă stai să, să o privești puțin mai atent, să, să o privești detașat, cu un uh, ochi critic mai ales, ceea ce vezi în presă te lasă fără cuvinte. Idiot. Bun, e o presă foarte poerilă, foarte, parcă uh, perfect construită pentru maimuțele mai, mai muzerele, în principal. Celea să îmi scoase și în, și în, față, special de, alte, de site-ul ProTV, de știri pe surse, de ziare.com, de uh, fanatic, de Digi24, de toate astea. ei și la undeva așa, la o săptămână, ceva în genul ăsta, le vom lua puțin la... Să vedem ceea ce, ce scrie presa, să ne, să ne, distrăm puțin pe, pe seama ei, că e, e multă distracție că vedem, vedem în presă, mai ales la, în zona de știri, știrile TV, știrile Antela 1, Observator, știu ce, acel sistem de a pune știrea pe tapet, de a pune știrea negativă, în primul rând. Pentru că sunt și niște lucrări celebre pe, pe, tema asta de manipularea publicului, prin punerea de, de știri negative, în prim plan. Pentru că omul, să fim serioși, este puțin mai mult avid după ce anume știri cu sânge, știri negative, știri care aduc ceva nasol, care vorbesc despre ceva nasol. Așa, și-am selectat câteva, ele sunt o mulțime, dar cele mai, nu știu, simpatice, hai să începem cu cei doi clovi, care acum zic că se luptă pentru binele țării, și pentru binele Partidului Național, Național Liberal. De, vorbesc despre Iohannis și Nea Orban, da? Cei doi șomeri de, de vază ai țării, mai ales Orban. Și luăm din evenimentul zilei <coughs> cât o are planul pentru anihilarea lui Orban, în care apare și Iohannis. Document publicat. Avem aveam un, un, un document publicat pe 19 iulie 2021 de Daniel Măgureanu. <coughs> Și aici așa, evenimentul zile, care e puțin pe stânga, pe zona stângii, pe zona, pe zona pesedistă, socialistă, ce au fi însălând asta, în fine. Și mereu vedem faulturi la, la gioarele, uh, dreptei, PNL, USR și așa mai departe, cei pe acolo, prin zona aia, mizeria aia de zonă a dreptei, ca și mizeria de zonă a stângii, nu e nicio problemă. Bun, ce e documentul, documentul. Cu două luni înainte de congresul PNL, la care se va decide cine va fi președintele formațiunii, că e o bătălie pentru președinția PNL-ului, Campania pentru atragerea susținătorilor atinge un nou nivel, așa cum o arată un document cu antetul Guvernului României și în care sunt stabilite liniile de comunicare pentru liderii liberalilor. Cărora li s-a spus ce trebuie să transmite pentru ca Florin Cîțu să-l învingă pe Ludovic Orban. Deci documentul spune că că Câțu îl va învinge pe Orban la 25 septembrie, dar și că premierul are un partener de încredere, președintele Klaus Iohannis, Iohannis tipul cu multe case, da, știți voi. Va da, fi foarte interesant ce va spune președintele României luni sau în zilele următoare despre faptul că este partenerul lui Florin Cârt, Câțu. Știa Iohannis despre această strategie de comunicare? Nu știa, a fost de acord cu ea, a respins-o, așa? Până atunci subliniem că documentul citat conține lista comunicatorilor care trebuie să arate diferența de clasă între susținătorii celor doi candidați pentru șefia PNL. Oamenii lui Câțu sunt îndemnați să intre în direct la televiziune cât mai mult și să fie prezenți în prime time. Alții au misiunea de a transmite că echipa lui, lui Ludovic Olban este cea care dezbină partidul. În alt punct se referă la campania adusă pe rețele de socializare. În acest sens sunt recomandate pozele de grup, selfie și transmisiunile în direct pe Facebook. De asemenea, comunicatorii prim-ministrului vor să speculeze orice breșă din tabla adversă. În document se arată că este esențială obținerea informațiilor despre negocierile lui Ludovic Orban. Cine le obține datoria să le transmite prese. Orice, orice, ce poate fi folosit pentru a arăta că se tem că pierd. Bun, și aici o întreagă poveste, um, bla bla, liderii din echipa premierului trebuie să iasă cât mai mult la TV pentru așa, pentru a-i da la joale lui Nea Orban. Este important ca liderii Rares Bogdan, Dan Vâlceanu, Robert Sighiartău, Alina Goghiu, numai 1 și 1, frățioare, să fie prezenți în prime time la televiziune. 500 de mă tip Pe bune acum. Niște care merg la, 21 la TV pentru domeniile lor pot face referire și la lupta de partid, pentru că sunteți lideri cu greutate în PNL. La, la, la lucatul ca Lucian Bode, Vigil Popescu, Sorin Câmpianu. Trebuie să se vadă că suntem o echipă, să se vadă că există unitate și echipa câștigătoare nu divizează, ca Orban. Deci e mult bla bla. Și lista comunicatorilor, Rareș Bogdan, Robert Sigheartău, Dan Vlceanu, Florin Roman, Florin Roman, Dumnezeule Mare. Alina Gauguiu, tanti asta care nu știe nimic, Lucian Bode, Luca Turcan, ministrul, ce e ministru de la muncă, A, cu pensiile. Așa, Vigi Popescu, asta mi se pare că e de la economie, Sonic Campiano, tipul de la Tâmpiano, cum zice, cum zice un ziarist, nu mai știu care, cred că ăsta de la Starea Nației. Sorin Tâmpiano, Emil Boc, Emil Boc, Pavel Popescu, Cristian Băcanu, Daniel Fenechiu, fostul așa, de la Incultură, Ionel Bogdan, Monica Nise, mamă, mamă, Alina, Alin Nica, al Pă, nu știu, din aproape de la Timișoara. Gheorghe Pecingin, Mara moare și Alin Ignat. Cele mai agresive posturi și publicații sunt Realitatea Plus B1 RTV Hot News. Aici Orban are contract contractate, contractate, în Mai și scriu puțin așa ciudat ăștia, contractate și înțelegeri prin diversi, G4 are mai mult, mai degrabă favoriți în tabla lui Orban. Bun, o întreagă poveste. Rețele de socializare, hashtaguri. uri Da, e un document, pare să. Antetul Guvernului României. Păi, nu a, și a tina, guvernul României e treaba și nu are cu ce să ocupe. Deci ce oameni. Tune un ardeal, mesaje, deci o întreabă carte de de cum să prostești lumea. Și mai ales că premierul are un partener de încredere, președintele Klaus Iohannis. E de încredere maxim. Așa, bun. Am întâlnit cu idioții și doi. Mergem la fanatic. Ada în lacrimi din cauza lui Cătălin Scărletescu. Hai mă să vedem de ce e în lacrim. mi s-a părut știrea senzațională. Mă, senzațională, mă, câtă prostie poate să existe. Dar până să ajungem la știre, ni se repete de vreo trei ori că Ada este în lacrimi. Ada în lacrimi din cauza lui Cătălin Scărletescu. De ce s-a întristat cântăreața? Una. Ada în lacrimi Ada a izbunit în lacrimi după ce Cătălin Scălătescu a făcut-o să o plângă, iar care, iată care a fost motivul pentru care artista s-a întristat. 2. Ada a izbunit în lacrimi din cauza lui Cătălin Scălătescu, chiar pe plajă. 3. Deci trei ori ni se repetă cum a izbunit Ada în lacrimi. Cum a reușit juratul de la șefii la cuțite să o facă să plângă pe îndrăgită artistă? Îndrăgită artistă. Soțul ei, Cătălin Rizia, este foarte apropiat de, de șef Scălătescu, după, dar la asta nu, face, mă, ce, tot, asta e atât la, la, TV și rest, face burgeri, asta e bucătărie. După ce a făcut parte din echipa, din celebrul show, nu știu ce, bla bla bla, Ada Lacrim, a patra oră, Ada Lacrim, din cauza lui Cătălin Scălătescu. De ce s-a întristat cântăreața? Hai să aflăm. Ada a izbunit în lacrimi din cauza lui Cătrin Scălătescu, a amră răfățioară. Ea și Cătrin Riziani, se spune, iar s-au întâlnit cu juratul de la Antena 1, iar cei doi bărbați s-au bucurat de această revedere. S-au bucurat. Așa. Din păcate, lucrurile nu au fost ori mai plăcute pentru Ada, care nu s-a simțit deloc bine. Celebru bucătare i-a așteptat pe cei doi cu o masă foarte bogată, plină de bunătățuri. Cătălin a publicat imagine cu un preparat de celui care a fost mentor. Acesta a avut grijă să îi laude mâncarea, bla bla bla. Hai mă treci mai departe, cu unei. În timp ce soțul ei se bucura de mâncarea lui șef Scărătescu, cu Ada se îndrepta spre plajă cu stomacelul și anume gol. Păi de ce? Ne-am din nou, Ada s-a retras într-un colț, suspinând după bunătățile care erau întinse pe masă lăsându-și soțul în compania juratului de la șef. Deci a suspina într-un colț, da? ne spune zearu. În cauza dietei stricte aha, pe care o urmează, Ada nu s-a putut atinge de mâncarea pe care Cătălin a pus-o la dispoziție. Eu o duc în mare să not și să plâng. N-am voie să mănânc nimic de ce aici, a declarat Ada, potrivit Spine News și s-a dus în apică și a plâns. Și a umplut Marea Neagră, Marea Neagră era oare, cred că la Marea Neagră. Și a umplut Marea Neagră de lacrimile ei pline de durere. Fosta concurentă de la Asia Express a fost nevoită să schimbe stilul de viață numai cu câteva luni. Londina a suferit o reacție alergică, puternică în caza unui medicament, acum este nevoită să respecte un regim destul de drastic, sărăcuță, da, bun. Deși a fost greu să o atingă de bunătății lui Cătălin Scălătescu, cu s să resemnat și a decis că cel mai bine ar fi să stea deoparte și să-și ocupe mintea cu altceva, să plângă în apică, să meargă în mare. Bun, da, foarte interesant, da? Ați aflat de ce Ada a plâns, de 5 ori s-a transmis informația că Ada a plâns. Ok, altă știre de pe libertatea.ro, George Burce a surprins în centrul Bucureștiului, Bucureștiului alături de fiicele lui Georgel și de iubita Viviana. Vivi, Viviana, cel mai frumos. De Cristina Pârvu și Vlad Chirea, fotocică. Deci Cristina Pârvu, 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 a făcut un, un reportaj să-i trăiască. Așa, George Burcea, care își lansează cartea în octombrie, carte, a fost rupins chiar weekendul acesta în centrul Bucureștiului. Nu a fost fotografia singur, ci alături de fiicele lui și de iubita Viviana Sposub. În ultima perioadă, erați curioși, nu ce face George. Și, mai ales să aflați cu cine se plimbă prin centrul Bucureștiului, e o știre. În ultima perioadă, și acestea sunt băgate în față știrile dacă dați căutare pe știri sau, mă rog, pe Google sau ce așa, acestea apar în față. Pentru că ele sunt căutate, ele sunt consumate. În ultima perioadă, George Burcea a lipsit de pe micile ecrane, a apărut foarte rar emisiuni de televiziune și în alte proiecte. Imediat după show-ul Ferma de la ProTV, actorul s-a preocupat mai mult de cariera lui. George Burcea. A jucat asta, frate, nu spune nimic asta. În A scris la cartea pe care a și finalizat-o și s-a dedicat și proiectul sale în actorie. Cu toate acestea, George Burcea și-a făcut timp și pentru cele mai importante persoane din viața lui. Pe fiicele sale și ale Andrei Bălan. A fost cu Andreea Bălan, da? Le vizitează cât de des poate, chiar, la, chiar le scoate la plimbare. Foarte tare. Așa face că weekendul acesta George Borcea a fost surprins în centrul Bucureștiului, la apropiere de, hotelul Capșa. Nu mai este nimic acolo, e închis, bate vântul. Alături de fiicele Ela cu 2 de L și Clara, dar și de iubita Viviana Sposub. Și aici avem și o poză cu două copile și o tanti înflorată și cu el foarte elegant. Da. Tatăl ține, de, ține copile, de, copile, de, copilele de mână, am un doi adulți având grijă de micuțe, mai ales la trecea de pietoni. Ce tare! În privința vestimentației, Ela și Clara au purtat aceleași haine viu colorate. Viviana atrăgătoare pe străzile din București, în ceea ce o privește pe tânăra vedete, în vârstă de 24 de ani. Tânăra vedetă, mă omoară cu asta. Bă, mă omoară. Viviana a purtat o roche decoltată și înflorată. În picioare, în picioare a avut încălțăminte fără toc. Perfectă pentru plimbări pe jos. A era decoltată? Nu se vede. Asol. Deci era decoltată, da? Sunteți mulțumiți că ați aflat. Așa. Citind de zodi. Bun, hai vedem Începe, minus, începe cu, cu, valul 4. Deja încep să bage ăștia tot felul de știri, încet, încet. Minusul, ministrul Sănătății, asta știe de pe tot de pe ProTV. Ministrul Sănătății, valul 4 al pandemiei, va fi al nevaccinaților. Deci, băgați-o în voi repede, cât se poate. Ministrul Sănătății Ioana Mihăil afirmă că valul 4 al pandemiei de COVID-19 va fi unul al persoanelor care nu s-au vaccinat, arătând că sub 1% din cei imunizați s-au contractat boala. Da' ești nebun, de unde tot scot a mă cifrele Ne pregătim de valul 4 încă de la finalul valului 3. Foarte interesant. Ne pregătim de valul 4, încă de la finalul valului 3. Atunci când am modificat ordinul pentru redeschiderea spitalelor, am, uh, spitalelor, am solicit, solicitat spitalelor și direcțiilor de sănătate publică să atașeze un plan de revenire a numărului de patru destinate pacienților COVID la un număr mai mare, dacă se observă, o recrudescență, dar stai mai aici cu reclama, nu pește prăjit, așa, recrudescență a cazurilor, dar aici vorbim de situația nefericită în care avem mulți pacienți spitalizați. Ce trebuie să fim conștienți este că și în aceste și, și în aceste țări în care într-adevăr numărul de cazuri a crescut nu a crescut semnificativ sau nu atât de mult ca în valurile anterioare, numărul de spitalizări și numărul de decese. Practic chiar dacă cazurile au crescut persoanele vaccinate nu au Riz de a dezvolta o formă severă de boală, a declarat Mihail la Digi24. Ministrul a îndemnat să se vaccineze, așa, cred că sub bun și vrăjeală. Da, vaccinați-vă ca să nu muriți, să nu crepați, să nu vă ia naiba să, și așa mai departe. De ce? Care este cauza inundațiilor în Europa? Acum am început după faza cu Uh, în Germania, unde au făcut prăpăd, a făcut prăpăd ploaia, într-adevăr, a făcut prăpăd. Uh, a, a început nasa, gata, vine sfârșitul lumii, ne ia naiba pe toți, au început toți, baba vanga, baba nu știu cine, el a făcut nu știu ce predicții, suntem gata. Vine iar balul 4, 5, 7. Care este cauza inundaților? citind de pe Digi24. Care este cauza inundațiilor din Europa? <coughs> Activitatea umană a mărit de, zece, de, de sute de ori probabilitatea unor fenomene meteo-extreme. Guardian, de acolo ce că s-au inspirat tipii ăștia. Specialiștii climatologi cred că schimbările climatice vor face ca vremea să devină și mai extremă, iar oamenii înrăutățesc situația. The Guardian a publicat un material în care încearcă să răspundă câteva întrebări legate de fenomene meteo, nu știu ce, căldură în Canada și alte chestiuni. Așa, răspunde la o serie de întrebări. Bun, au legătură în din Europa cu clima, cu criza climatică? Aproape sigur că da. O știință, au prezis, au prezis de mult timp că schimbările climatice vor aduce mai multe fenomene meteo extreme, valuri de căldură, secetă, inundații. Emisiile de gaze provenite de la activitatea umană, incendii și alte activități încălzesc planeta. Pe măsură ce atmosfera se devine mai caldă, reține tot mai multă umezeală, ceea ce produce tot mai multe ploi. Toate zonele care se confruntă acum cu inundații, Germania, Belgia, Olanda, Londra, Edinburgh, Tokyo, ar fi avut ploi de vară puternice, chiar și fără criza climatică, dar e puțin probabil ca inundațiile să fie avut o asemenea intensitate. dar mereu au fost inundații și valurile căldură ce dovezi există că activitatea umană le agravează. În primul rând, recordurile sunt depășite din ce în ce mai des. Ce mai căldurăși șapte ani în istoria înregistrărilor meteo, au fost începând din 2014 încoace. Da? Și că au fost cei mai călduroși ani, șapte ani. În al doilea rând, oamenii de știință au la dispoziție acum analize statistice și metode și modele computerizate pentru a calcula cât de probabil este să se petreacă anumite fenomene meteo ca urmare a presiunii pe care o exercită omul asupra sistemului climatic. Așa au crescut de 150 de ori emisiile de gaze, o cupo de căldură care au cuprit Canada și America de Nord luna trecută și. Peste 600 de ori probabilitatea producerii valului de călduri prelungit. Așa, unele rapoarte sugerează că inundațiile au legătură cu o, per cu o perturbare a curenților jet stream. E adevărat, aceasta este o mare necunoscută. Specialiștii climatologi studiază acest aspect ca una din uh, posibilele explicații pentru recordurile, recordurile meteo recente. Ploaia de 24 de ore înregistrată miercuri la stația meteo Stemhain din uh, Germania a fost de 155 mm, mult peste maximul zilnic precedent de 95 mm. În urmă cu două stămâni, temperatura record uh, în Canada, așa, sunt uh, este un scenariu rău. O teorie ar fi că topirea gheții arctice a făcut curentul G-Stream mai neregulat. Nu există încă un consens științific asupra acestui aspect, dar experții sunt din ce în ce mai îngrijorați că lumea se află pe o pantă mai periculoasă decât se crede până acum. de ce nu se, de ce este subestimată legătura cu schimbările climatice, așa. Bun, deci cam asta. Ne spune că e precauție excesivă, să nu i spere pe oameni, să nu o luăm în razna, așa ce. Bun, schimbarea climatică este o de realitate. Adică, n-ai rost să mai să mai dăm de, de gardia, se vede, o vedem, Iarna ce puțin, nu mai avem iarna aia clasică. Așa. Bun. De exemplu, un Stefano Liberty, stăpânii hranei. Acolo se vorbește foarte bine despre impactul fermelor de animale asupra ecosistemului. Nu neapărat mașinile fac o problemă sau au o problemă pe tema asta, ci Exploatarea foarte intensă a ceea ce înseamnă industria cărnii. Da? De la creștere până la tăiere și așa mai departe. Și problema mare e la paza de creștere, unde avem acele imense hale, unde se cresc intensiv porci, vite și așa mai departe, găini, care ele emană. Emană un. Uh, un gaz care nu face foarte bine atmosferei și foarte mulți oameni, foarte mulți specialiști spun că de acolo ar fi marea problemă dar bineînțeles că astea nu se vor vorbi uh, pentru că aici e o industrie cu foarte mulți bani și cu foarte multe interese pentru că unde este păpică unde este păpic acolo e și bănuțul în care arme și, și medicamente. Aia, și atunci vă dați seama că nimeni o să... Aia, văd că a venit și bilanțul COVID. Am a, înce încep să dea în fiecare zi bilan, cât un bilanț. Așa și aceste ferme, ferme fac foarte mult rău, pentru că mai e acea microfermă de, de casă, pentru că se, se, se se produce intensiv și omul mănâncă intensiv, mănâncă pe bază nervoasă, mănâncă compulsiv, da? Ce nu e cacofonie, mănâncă compulsiv, pentru că starea lui psihică e foarte joasă. Și atunci ce faci când ești stresat și plin de draci și de nervi și de supra E și tare. Mănânci, bagi în tine. Așa și consumul prostesc. ți minte că a fost în America și o mare parte din mâncare, farfurile erau cu vârf și o mare parte din mâncare se arunca pentru că nu poți să mănânci atâta. Ei se punea acolo la mișto, efectiv. Se aruncau toni, mii, sute de mii de tone de mâncare care mâncare ajunge, unde ajunge și, da, vedem ce se întâmplă plus tăieri masive de, de pădure amazoniană și tot ce înseamnă zona asta, plus toate zonele lumii se taie masiv pentru că pădurea trebuie înlocuită cu furaje, cu soia, cu tot felul de, de pentru alimentația animalelor și nu numai, și uite așa distrugem planeta. O facem varză, pentru că nu știm să ne gospodărim, că am luat o razna, că suntem puțin cu căpuțul. Suntem puțin varză. Bun. Mai departe. Tot trebuie pe știrile Pro TV. E un site ciudat de rău ăsta, știrile Pro TV. Doamne, ce știri pot să dea ciudați ăștia. Fantastic. E un fel de cancan, -can, nu -can. ajuns foarte, foarte, foarte ciudați. Imagini uimitoare de pe litoral cu sute de mii de turiști. Suntem speriați de atâția oameni. Au venit, au venit hoardele. Este vârf de sezon, estival și mai toate stațiunile de la mare sunt pline ochi de turiști. Numai cei care au sperat să scape de agitația din oraș au numit în cel mai aglomerat weekend din ultimii doi ani. Cum să spui o tâmpene scap de, bă, dacă vrei să scapi de aglomerația din oraș, te duci naibii într-o zonă e, unde nu sunt oameni, dacă vrei să scapi de când știi că la mare întotdeauna este o aglomerație în sezone, cum, cum, cum sunt făcute știile astea? Neoficial, hoteliere vorbesc despre 250.000 de oaspeți, acum se face ospitalitatea la mare, jalnic, jalnic. Cei mai mulți au mers în Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Vama Veche. Mile de turiști care s-au trezit în zori au ocupat toate șezlongurile de pe plajă în Eforie Nord, iar ghilioniștii da, s-au mulțumit cu o bucățică de nisip pentru prosop. Săraci de ghilioniști. La, să la fel de rău să te iau lucruri și prin parcări, nu? Că doar trebuie să mergi cu mașina. Într-o astfel de zi, mulți că își dau coate inclusiv în apă. Nici, nici nu-mi imaginez ce, ce a fost acolo, ce, ce panorama de, 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 de situații, de film de comedie prost. Reporter, cât timp v-a luat până ați găsit acest loc pe plajă? Femeie. Repet, reporter, femeie. De la 6 dimineața am venit să fim siguri că avem un loc în față. Am făcut rezervare din timp și am avut loc de parcare la hotel. Nu suntem pretențioși, cum, dacă mergi în mizeria cum să fii pretențios, dar este într-adevăr foarte aglomerat față de alți ani, foarte aglomerat. La rândul lor, salvamare au avut bătăi de cap, o, bă, leu ce acolo cu să de ei, cu cei care nu au reușit să-i convingă să nu luate în larg. Livius Postaru, Salvamar. Curenții sunt prezenți la suprafață și în orice moment poate veni un curent și să-i ducă în larg. Să se întoarcă înapoi este foarte, foarte greu. Pe la prânz, pohâiul s-a mutat de pe plajă la cantină. Vă imaginați, nu, ce acolo? Ia uite, poză. Doamne, ce era acolo. Cum să mergi, mă, în halul ăla? Asta înseamnă gloata, asta înseamnă turma, măi, frățioare. Asta, a ajuns o turmă, o planetă de animale. Așa, la prânz pohoiul s-a mutat pe plajă la cantină. Virgil Negru, administratorul străasă, sunt născut, crescut în eforie, am 39 de ani și atâția oameni ca seară și astăzi nu am văzut niciodată. Foarte mulți, Camere, camerele sunt pline, marile magazine Pitel abia fac față celor, și suntem speriați atâția oameni. Nu închideți, mă, dacă sunteți speriați. Cum era de așteptat, pe șoselele din stațiune au fost ambuteiaje, iar pe șoseaua, pe autostrada Soarelui, și cinic sună autostrada Soarelui, pe sensul spre București, ce grăbiți și neatenți au provocat din nou accidente. Ea s-au băgat cu râncor cu mașinile, că merg ca boi. Cel mai mare cu șase mașini care s-au primit, s-au ciunit în lanț. Aglomerația vine în ciuda creșterii ușoare, ușoare, copii. a tarifelor de pe litoral. O cameră la 3 stele costă până în 350 lei pe noapte. Cam scumpă, la ce condiții oferă. Un șezlong în eforie medie 35 lei pe zi, o bere la 27 lei, iar un prânz la cantină, lasă-mă cu reclama, cât e mă prânzul? Prânz la cantină, 35 de lei de persoană. 35 de lei și mănânci, numai calitate. Așa, mai departe. Dă de placștile, nu? Ele sunt doar o parte, sunt geniale. Ca să vrei să afli o știre cât de cât ok, trebuie să cauți, trebuie să sapi. Dar dacă ești așa, dai o căutare rapidă, a ceea ce. <coughs> Pardon. Ce dau motoarele de căutare, <coughs> asta ți l dau. Mizele astea Unele dintre ele sunt și relevante, sunt ok, dar scot în evidență tâmpenele, și cele care chiar cele care contează, ne dăm seama de ele care sunt de interes. De exemplu, asta, înghețată cu dioxid de etilenă, potențial cancerigenă retrasă de pe piața din România. Despre ce producător este vorba? Băi, nu înghețată, pe păi mâncare este toată, toată cancerigenă în România, nu înghețată. A trebuit, a trebuit retrasă toată mâncarea. Că dacă e de la salam, la pariză, la tot ce vreți voi, la pâine care e congelată, adusă de dincolo, băgată în România, prin niște chestii vamale, da, cu grâu, cu tot felul de învârteli. Era să fie retrasă, nu vii cu asta, cu înghețata, sau au găsit o înghețată cu nu știu ce mizerie, cu oxid de etilenă. Păi toate au frățioare, toate sunt varză, sunt pământ. Producătorul de înghețată Mars retrage de pe piața din România. De ce doar din România? De ce doar aici au pus? Păi nu trebuia dat un jucat de, de statul român? Ce face Câțu? Stă cu Orban să ringă în fund unul pe altul? Așa, de pe piața din România mai multe loturi de, din înghețată comercializate sunt brandurile Bounty, Snickers și Twix. disponibile individual sau în cutii cu câte șase bucăți. După ce în aceste produse s-a descoperit oxid de etilenă, un ingredient cu potențial cancerigen. Mars recheamă din România produsele noastre de, produse noastre de înghițată menționată mai jos. Acest lucru s dator, se datorează prezenței oxidului de etilenă în, în, într-un ingredient produs de unul din furnizorii noștri, la niveluri mai mari decât cele permise de legislația UE. Acest fapt are impact cu privire la mars, precum și la alți producători. Este important că, deși nivelul de oxid de etilenă din ingredientul afectat este peste limitele legale, pentru Europa noi folosim doar o cantitate mică din acest ingredient în produsele noastre de înghețată. Ca urmare, nivelul de oxid de etilenă din înghețată este minimal și mult sub limitele legale. Consumarea produsului nu este nociv. Transmite o informare, este o informare postată pe site-ul ANSVA. Pe păi, da, cum să fie? 10 loturi sunt vizate, nu dacă ați achizi achiziționat unul din unul sau mai multe din produsele impactate și doriți să, să solicitați rambursarea costului, vă rugăm să. Așa. Și primești voucher. Deci asta este ceea ce mâncăm noi. Să... vedeți ce e o, e o știri mai veche, dar e reîncălzită de prosport. <coughs> Copilul ProTV-ului, ăsta de la de pe Pache Protopopescu, Mircea Badea a rămas perplex când a auzit în ce investește banii Simona Halep. frățioare, 36 de milioane de dolari din tenis. De ce așta la Slagov? Se întreabă marele ziarist. Cunoscutul prezentator de TV Mircea Badea, 47 de ani, a comentat cu uimire știrea că Simona Halep și-a construit două case la Snagov. Simona, cea mai bună jucătoare din România, a investit o bună parte din banii câștigați din tenis în afaceri imobiliare. Sportiva și-a ridicat în ultimul an trei case, dintre care două la Snagov, lucru care l-a contraria pe Mircea Badia. Construirea unor case la Snagov nu reprezintă doar investiție pentru Simona. Ea găsind în același timp o oază de liniște, nu știu ce. Simona a strâns o avere de aproape 50 de milioane de dolari, dintre care 35, 37 de milioane au provin din, spațiile, din premiile câștigate la turnee de tenis. Mircea Badea. Stai mi se descarcă asta. Așa, Mircea Badea a rămas perplex, iar ne spune, bă, dar ce repetă ăștia, Dacă, avea, dacă aș avea 36 de milioane de dolari, de ce aș mai sta acolo? De ce ai mai sta acolo, chiar? Mircea Badea a rămas perplex, iar ne spune, când a auzit că Simona Halim și-a ridicat două case, a treia oară ne spune că a rămas perplex. Mă, dar ce știri, băi! Și-a construit în ultimul an, zice Mircea, și-a construit în ultimul an, nu una, ci trei case, dintre care două pe, aceea, pe aceeași stradă în afara Bucureștiului. Dacă, fi, dacă o fi adevărat, mă gândesc așa. Dânsa a câștigat cel puțin 36 de milioane de dolari, numai din tenis, strict din turnee. Contractele de publicitate, care nu sunt ca la Naomi Osaka, să ne înțelegem, e mai diferență, așa. Totuși vine din România, doamna Halep. Îi spun și doamna Halep. Contează și asta. Adică nu se pustesc giganții mondial să văre banul. Bun, 36 de milioane de, de, milioane numai din tenis frățioare. Adică două case la Zagov să mor dacă aș avea un milion, nu 36, frățioare aș uita român, româna pe aeroport. Adică să stau la Znagov? De ce aș sta la Znagov? Nu am înțeles ideea. Sigur, doamna Halep. Nu i spun eu, doamne Halep, ce să facă și cum să-și cheltuiască banii. A spus Mircea, i -a realizatorul misiunii în gura presei. Simona a fost fătuită să presăscă România, dar a refuzat categoric că îmi place energia acestei țări. Simona la numai 29 de ani, se află pe poziția 5-a în clasamentul așa, cea mai bogată femeie din România, campioana tenisului, a ales să trăiască în România. Bravo! Deși a fost sotuită în mai multe rânduri să părăsească, să părăsească țara sau să-și mute reședința, prefer să mă întorc tot timpul în România pentru că îmi place energia acestei țări. Este o țară frumoasă, chiar dacă suferim, suferim, nu suferim, suferim, suferă alții, nu tu. Chiar dacă suferim economic, avem locuri frumoase. Îmi place să ies, să simt energia oamenilor, să văd lucrurile frumoase. Acum că am lăsat în urmă părțile negative, încerc să ajung copiii un pic să nu mai fie negativiști. Viața este atât de frumoasă și dacă știm să o trăim, ne putem bucura de la maxim. Acum îi văd pe acești copii și încerc să fiu o sursă de inspirație pentru ei, să fie pozitiv. Vreau să le transmit asta, Simt că sunt parte din această țară și nu voi pleca niciodată. De la Simona într-un interviu acordat lui Chris Evert. Bravo! Felicitări! Da, Mircea, acum ești mulțumit. Așa, bun, și acum să vedem și un pic de Zodi. Tot de pe Libertatea. Că okay, se ocupă și cu Zodile. De Petre Dobrescu. Zodile și plantele lor preferate. Care este floarea simbol a zodiei lumatale? Care este? Ia să vedem. Ești curios? Fiecare zodii se potrivește o plantă care îi completează echilibru interior, bla bla bla. Citește -și, și vei afla. Hai! 1. Plantele preferate ale berbecului. Asta e cuprinsul. Plantele... Pe... Berbecul. Ia să vedem care pe berbecul. Obișnuit, culoare. Care mă? Hai mă, zi ta Plantele deosebite, de dimensiuni impresionante, cu frunze și flori, cu un colorit aparte, sunt acelea care îi sunt pe plac. Deci plante cu frunze și flori, cu un colorit aparte. Da, nu ne zice care flori. Și un cu parfum îmbătător, printre flori favorite, la lalele și zambilele. Așa, Tauru. Hai să vin cu Tauru. Pună în ghivece, le cultivă pe terasă, faptul că te-a lucrat pământul, lucrează pământul, trec mai repede. O escursă la țară îl înviolează pe taur, mirosul de iarbă proaspăt tuns, frumos. un grădinar foarte talentat, multă poezie, Bun, gemeni. Plantele care necesită multă îngrijire. De regulă, gădinile sunt, geminilor sunt de două feluri. Fie sunt sărbatice și neîngrijite, fie arată ca niște mici oaze de calm. Lăcrămioarele sunt foile simbol ale gemenilor. Lăcrămioare. Și le Așa, da? Cine e ge geamăn? E cu levanțica și cu lăcrămior. Raci, eu sunt, racu, ia să dem. Le plac nuferii, nuferii? Îmi plac nuferii? Astfel că grădina lor ideală poate să includă neapărat un iaz micuț sau un bazin. Da, nu zic nu. Un lac cu nufer, niște plante agățătoare, da. Și o fântână care să susre, da, bravo. Sau nirvana, mă rog. O cascadă miniatură, să știi că aștia așa, la, o, la un susuri de apă să ascult, să zen chestia de-astea. Sunet hipnotic al apei. Ei? Dracul este un semn cu valențe materne, astfel că una din marile sale pasiuni reprezintă cultivarea unei plante de pământ, oricât de mică ar fi aceasta pe care să crească, crească flori. Apreciez florile clasice, buchetele victoriene și plantele decorative, iuca, cactus și ferigile, cactus. Iar ghivecele trebuie să fie așezate un... pe un mileu de dantelă. Bă, las-o, mă, mă, las mă. Mileu. și pun și peștele. Pentru un raci, florile sunt precum copiii lor, arțarul este copacul reprezentativ al acestui semn zodiacal, iar în materie de flori sunt preferate cele albe, fie că sunt randafiri, lalele, panseluțe. În grădina unui rac vei găsi probabil tarhon, rozmarin, mentă. De ce racul adoră să gătească? Bravo! Mai Leul. Vrea să iasă în evidență, iar o grădină tematică perfect structurată este exact pe gustul său: coloane grecești, statui de marmură, heruvin, ceasul solar, toate aceste accesorii îl încântă pe leu. Uh -huh. ah, cu spoturi, cu lumină, alei, așa, pavaj de calitate, cu flori în jur, copaci reprezentativi pentru această zonă sunt de dafinul și măslinul, dar și lămâiul, care arată de minune în seră. Dacă nu are grădină, o plantă miniaturală într-un ghiveci de efect poate da aceeași rezultate. Floarea soarelui, galbenele, narcisele, galbenele sunt compatibile cu leul. Deci, leul cu destea, cu galbene. Fecioară. E o fire modestă, plante de grădină și flori ca să scape de stres, este un semn de pământ cu simț practic, să fie, grădina să fie rustică și pitorească. Feciora este un grădina, este un grădina excelent. Așa, pricepe foarte bine să mijească alunii, nuci, este jari, dar și ierburile aromatice și mirodeniile. Bun, Morcov, napi, sfeclă, asta e cu grădina, da. Bun. Florile favoite sunt, bineînțeles, viu colorate, dar mici și delicate. Preferă florile albastru și gamin și are o predilecție pentru plantele care cresc repede și se revarsă într-o cascadă de buchete parfumate. Balanța. Ador care au un efect feric, umbra bolților pline de ghirlande, așa, astăzi cu romantisme ornament ornamentale opulente extravagante culori preferă albastru iar floarea favorită este irisul dar apreciază și trandafirii, margaretele și asomia copacul care este cedrul iar planta aromatică menta scorpionul garoafe mușcate roșii ăstea care sunt roșii trandafiri este guvernat, guvernat de Pluto și Marte. Bun, toți arbuștri, arbuștii și copaci bogați și viguroși. Dar care grădina scopionului îi place să amenajeze colțurile întunecoase și misterioase. Tu fișul de soc, de liac. sunt pasionat de grădinărit, bun, nu prea e genul care să-și facă timp pentru așa ceva. Păi, ori pasionatorul pasionat, nu își face timp. Este fie un, a, fie un pasionat în materie, fie este total indiferent. Aha. Bun, nimic. Săgetător. Semn de foc, energie de, așa, grădină care trebuie să fie, sau îngrijească. Așa, mesteacă în stejarul și frasinul la copăcei și pe, și, și macii, da? Grijește un moment, bun. Hai mă. Scorțișoara, salvia, țerina și usturoiul. Da? Capricornul. Plantele gățătoare, fericile și cactușii vița de vie, iedera, sălcile, așa. Îi plac aranjamentele cu vâsc și iederă, sa, floarea sa, sa este panseluța, dar agrează în egală măsură regina nopții și frezia, astea care e miros, astea cu mirosurile. Vărsător! Așa, după toate, vrea să fac grădina după toate regulile Feng Shui adoră bambusul, bonzaiul, bun, prunii, perii, pomii fructiferi, preferă chestiile exotice, kiwi și papaya, fruct, fructul, pasiunii, nu-i Așa, trebuie să arate bizar, viță de vie, tot ce ține cu New Age, bun. Peștii, ca și în cazul racului, peștii vor uh, niște iazuri prin grădină cu peștișori. Așa, florile sunt uh, nuferii și crinii, salcea pentru copăcei, bun, uh, nuanțele deschise și verde, oaze de liniște, nu știu ce. Dintre milodenii, cicoarea, șofranul și lămâiul verde sunt toate asociate, asociate cu semnul zodiacal al peștilor. Iar dintre legume, lăptucile. Lăptucile sunt cele pentru pești. Mai avem ceva pe cea oare? Ia să mă uit, s-a mai scos ceva. Deci ce așa, cățu de ce plânge Ada, cauzele ploilor, zodile, Georgil, Georgica care se plimba prin centru cu copilele, ăștia erau unii speriați că vin hoardele la mare, înghețata cu etilenă, care așa, ministresa sănătății care ne spune că o să crăpăm iar de la toamnă dacă nu ne înțepăm, și Mirciulică Badia, care care nu-i cu de Simona. Și mai sunt câteva știri, aglomerație pe Valea Prahovei, coloane de mașini, se București, zona, montană, ce reclători, întârziere de sute de minute pentru trenurile soarelui și așa mai departe. Dai seama cum merg la cu... Oedana Groza în costum de baie, în vacanță, în Grecia, rată senzațional la 51 de ani, dacă se curioși și e pe ce? Pe proife. Bun. Narcisa Birjaru, surpriză uriașă din partea unei persoane dragi, cine a vizitat la actualul loc, nu știu ce loc, cine e asta, Birjaru, nu știu, abar n-am. Ok, dele atacat despre vedetele care nu cunosc care nu recunosc ca operații estetice vorbește de Lorea Dana, care e cea mai senzațională la 51 de ani. Un italian a mers și a șase de zile pe jos pe drumul Mătăs, a trecut și pe nu știau la ce să mă aștept. Iar vrăjelele de 2 lei. Când te duci, vezi, bă, de pe net, lasă-mă cu nu știa une, ce ce acolo. Ei, nu știai, te duci un pic pe Google. În Gerusalim, pleacă Florin cu în caz ați aflat că e și, cred că și pe Trintas, știrea de la ProTV cu părere de rău, cu oarecare părere rău, da? De ce nu trebuie să renunțăm la pâine dacă vrem să slăbim? La oferte de muncă la, de muncă la domiciliu, da? Avertizări de clătire pentru Grecia, să unță furtuni și ploi abundente, stați acasă! Carmen Tănase, dacă erați curioși, pe Antena 3 a vândut tot și s-a mutat din București, am vrut să scap din mizerie, s-a la Curățenie, înghețată de trasă, asta am citit-o. Poliția și procurorii au ținut la sertar 2 ani un caz în care un tată a făcut un copil cu fica lui. Libertatea. Știri foarte tari. Ok. Băi, nu mai este. citiți vă așa ceva. Că citind așa ceva, asta iasă, asta iasă, în evidență. Ca la faza cu bine. Dacă tu pe YouTube la ce, la ce se ascultă, ce se consumă, bă, te ia durerea de cap. Adică primele 100 de plăceri muzicale și așa sunt manele. Apoi vin tot felul de tâmplele astea, de stand-up, stand uri comedii ciudate, road și alea. Și astea sunt trendurile. Și mai câte o picătură de altceva, mai interesant, un podcast mai o de asta. Dar am încercat să... Nu știu, să vă schimbați gusturile. Ce să zic? Că e păcat. E păcat, zic și eu. Nu? Bun, cam asta a fost uh, uh, pe astăzi. Vă mulțumesc pentru interesul vostru pentru canalul meu de YouTube. Aștept să vă abonați cât uh, câți mai mult... Să, fi, să fim să fim mulți. Să fim mulți. Să fim o comunitate. Așa și... Și... Și comentați inteligent. Dacă aveți comentarii, comentați. Dați un feedback. Da, să fie făcut. Să fie, nu știu, un comentariu inteligent, vorba aia. Dacă tot mă înjură, care, care a spus? Dacă tot mă înjură, să mă înjure inteligent. Nu știu, câți au spus? Câți? Ceva în genul. Da, dacă mă înjură, să mă înjure inteligent. Păi, dacă mă înjurați, să mă înjurați inteligent. Ok. Vă salut cu respecte și nu uitați, stați sănătoși, mai ies cu căpuțul și nu vă mai luați după tot ce scrie presa. Pentru că presa presează, știți voi ce, vorba alura de la uh, Biugi Mafia. Da? Să date maximă și să aveți grijă de voi. V-am salutat!